Panică la un oficiu poștal din Pitești. Clădirea s-a umplut de fum după un incendiu. Angajații și clienții au reușit să iasă din sediul poștei, dar programul a fost unul suspendat. Oficiul poștal în care a pornit focul e situat în centrul orașului Pitești, într-o clădire veche ce pare că nu a fost niciodată reabilitată. Incendiul a izbucnit la ora prânzului, când în interior erau doar câțiva angajați și clienți. Fumul dens a ieșit dintr-o încăpere din zona administrativă, iar după câteva minute a ajuns în toate camerele. Cei din interior au reușit să iasă singuri, iar atunci când au ajuns pompierii, nu mai era nimeni înăuntru. Salvatorii au verificat fiecare încăpere și au stins flăcările și au încercat să scoată fumul. Incendiul se manifesta cu flacără deschisă în interior și cu degajare mare de fum. Localizat în zona centralei termice care se afla în respectiva încăpere și la câteva elemente combustibile, materiale combustibile din interior, din apropierea centralei. Centrala ar fi luat foc din cauza unui scurt circuit. A fost panică și în Dâmbovița, unde un servis auto s-a făcut scrum. Focul a ars violent și a fost alimentat de vopselele din hală. Pompierii au reușit să limiteze pagubele și să intervină rapid, astfel încât incendiul să nu se extindă. Nu au mai putut salva nimic din interiorul servisului. 7 mașini care așteptau să fie reparate și vopsite au fost distruse.